A început campania electorală, doamnă. Ați reușit să vă registrați candidatura? Da, am reușit. Bună seara, am reușit să înregistrez candidatura ieri, data de 5 octombrie. Am depus pachetul de acte la Consiliul Electoral, Comisia Electorală de subscripție. Circumscripție Cahul. Locale. Deci au fost duse. Apropo, am acumulat 115 semnături de la susținători, adică dintre care două nu erau, din motive mecanice nu erau semnate, mai erau și greșite. Adică mai multe au fost acumulate, dar 113 care corespund cerințelor. Deși trebuiau doar 100 să fie acumulate și pe lista de candidata consilier, la fel am avut numărul scontat de susținători, fapt pentru care mulțumesc tuturor cetățenilor, tuturor sătenilor că mi-au încredințat un vot de susținere. Acum, deci, candidez și la funcția de primar și la funcția de consilier. Da. Ok, bun. Bravo. Independent. Da, mulțumesc. Dar aceasta... Mai sunt candidați? Da, sunt candidați la consilieri. Asta puțin noi ce am văzut, pentru că deci la data de 5 a fost depus pachetul de acte din partea mea și din partea actualului primar, Munteanu Mihai. Deja el este deci degrevat, din câte am înțeles din ziua de astăzi. Și independent candidează sau de la vreun partid? Independent. Mm-hmm. Deci acest fapt, deci faptul că am depus două persoane în aceeași zi a necesitat deci procedura de a tragere la sort pentru a vedea ordinea în buletinul de vot. Am tras la sort și eu voi fi a patra în buletinul de vot din cei cinci candidați la funcție de primar. Voi fi așa. Și el e ultimul, primarul ultimul, da? Actualul primar. Da. Da, de fapt eu ieri am depus prima pachetul de acte, ca după el cred că a depus. Oricum, dacă e în aceeași zi, trebuie să se decidă la loterie. E bine, da. Nu foarte mulți. Cinci candidați e ușor de ales. Mai greu la Chișinău, mai decât mai mult de 20. Dar și pentru satul nostru cinci tot sunt mulți. Inițial, dar bine, asta nu... Dacă nu o să decidă oamenii, este turul 2. Noroc că în Moldova este turul 2, în România nu există. Dacă ia cineva 10% și toți ceilalți au mai puțin, acela sau aceea devine primar, ca să-ți dai seama ce democrație e aici în România. Dar vreau să vă spun o procedură care eu consider puțin discriminatorie. Cei care au depus pachetul de documente din partea partidului, și acolo deja a fost stabilit primul venit, primul buletin. Da, ați favorizat cei de la partid în Moldova. Aici, în România, toată lumea trebuie să prezinte semnături. Adică cei independenți au o sarcină destul mai grea. Deci, chiar foarte grea, că li s-a dat mai puțin de o săptămână sau o săptămână la dispoziție ca să adune semnăturile. Bine că nu sunt foarte multe în sat, dar la Chișinău trebuie să aduni 10.000 de semnături. Și dacă biroul acela electoral se formează cu o săptămână, două înainte de începerea alegerilor, când s-a adunat semnăturile? Este cinstit. Cei care le-au prezentat într-o săptămână, cel mai probabil le-au adunat pe căi oculte, ilegale. Eu în 3 zile am acumulat, dar am vorbit practic cu toți, atât 115, cu toți absolut am vorbit. Am cunoscut sătenii, am cunoscut probleme, mai aproape, că eu îi cunosc, am cunoscut problemelor, am cunoscut ce doresc ei, am mai vorbit și de puțin despre păcate și despre greșeli și despre, în fine, dar asta este... Păcatele cui? Ale dumneavoastră la sfârșit de mandat? Că ați fost odată consilier, nu? 4 ani. Da. Ei, oricum, poate pentru cineva aș mai fost ca un păcat, ca un ghimp în călcâi. Dar, oricum, mulțumesc tuturor cetățenilor pentru susținere și încredere. Cred eu că nu îi voi dezamăgi. Aveți un grup de susținere, de inițiativă sau faceți totul singur? Singur? Deci când am mers la... Eu miercuri am mers la Cahul și mi-au eliberat careva acte care se depun în pachetul respectiv. Și mă întrebau,
Aveți un sponsor pentru ce? Aveți siglă pentru ce? Aveți nevoie de bani? Dacă deschizi cont electoral, dacă faceți cheltuieli, dacă aveți siglă, tot trebuie înregistrată și prezentată în anumite condiții. E birocrație acolo. Da, da, zic, nu, eu am un singur Facebook și destul, bravo. Adică nu am nevoie să am portrete pe garduri, pereți. Eu cred că lucrurile frumoase se pot realiza în comun. Încă mai observat în lista consilierilor mulți tineri. Știți, chiar mă bucur când societatea s-a trezit așa civic, mai activă a devenit comunitatea. Poziția de consilier, candidați tineri, că deocamdată nu știi cine o să fie ales. Poate oamenii din sat care nu sunt foarte tineri o să voteze mai puțin tineri ca ei. Să vedem, să nu ne grăbim. Dar e bine că tinerii vor să se implice. Candidați, la primar tineri? Nu prea, adică... Înțeles că la cineva foarte tânăr candidat. Nu, toți sunt trecuți de... De 40, cel puțin, nu? 40, da. Eu, pe acest care... Maturității, ca să zic așa. La noi, peste un an, sunt alegeri locale și deja primesc pliante de la diverse partide în cutia poștală. Deci, e mare dorința de a ajunge în funcție. Să vedem dacă o să justifice oamenii cu funcția. Și când, cum începeți să faceți campanie electorală? Cred că săptămâna viitoare voi merge exact la cetățeni. Vedem încă. Platforma o stabilesc și, deci, vedem. Poate organizăm vreo dezbatere online, eu știu, pe grupul cel la Burlacu, fără cenzură, sau pe Curaj TV, dacă vor să participe și alți candidați. Inițiem și așa ceva. Vedem, suntem la început de cale. Eu încă o dată țin să mulțumesc tuturor cetățenilor. Voi fi în buletinul de vot cu numărul 4. Dacă nu se mai retrag unii până atunci, că e o lună întreagă și poate să retragă până în ultima săptămână. Cel puțin eu anunț acesta, fac public. Pe lista, deci, candidat la funcție de primar, numărul 4, dar pe lista de consilier, numărul 6 voi fi. Așa, deci, a primit? Sunt mai mulți. Mai sunt alți independenți care se vrea consilier? Da, sunt independenți, da. Bun, bravo. Felicitări, da. Ținem legătura și să aveți succes. Vă mulțumesc mult, sănătate tuturor, mulțumesc tuturor mulțumesc din suflet. Stați, le mulțumesc după alegeri, nu acum. Acum să mă ținut. Și eu zic susținerea, pentru că vă dați seama, cei de la partid au depus pachetul și la revedere. Și dar asta trebuie să dați cerșiți, da, și trebuie să-i convingeți. Dar era vorba de cerșiți. Mai muie. Da, hai te rog, semnează, hai te rog, scoate buletină. E un fel de... Umilitor, dar legile s-au făcut un pic mai blânde acum și măcar pentru două persoane poate semnez. Până acum era interzis și mie mi-au brăcuit niște semnături când am încercat să candidez acum vreo 3-4 ani, că au semnat și pentru alții și nici măcar nu mi-au spus și oamenii n-au știut că e ilegal. Aici în România poți semnezi pentru oricâți candidați, dar acolo acum au permis doar la 2 candidați. Bine, măcar atât. La revedere! Cele bune!